Litigiul iscat între clubul FCC Hlăuș și fotbalistul Andrei Marcă și așteaptă finalizarea în zilele următoare. Oficialii pe teren consideră că s-au făcut o serie de nereguli în luarea deciziei ca jucătorul să devină liber de contract, fără a se analiza și poziția clubului. Acest transfer a fost o lucrătură mafioată sau mafiotă. Vom vedea până la urmă cum se va soluționa. Am părerea proprie, dar nu am o certitudine deocamdată, că hotărârea comisiei a fost dată cu dedicație, după cum afirmă și alții care au lucrat sau alții din anturajul ligii sau anturajul fotbalului, să zic așa. Decizia pentru Marc cred că era scrisă înainte de întrunirea comisiei, pentru că nu s-a avut timp efectiv să se analizeze documentele noastre de apărare. Deși este aproape dat liber de contract, clubul Ceahlăul va ataca pe toate căile legale pentru ca Marc să rămână în continuare la echipa din Piatra Neamț, unde are contract un an și jumătate. Noi suntem hotărâți să ducem lupta până la capăt, vom face recurs, vom merge atât până unde ne permite legislația sportivă în momentul de față. Fotbalistul nu a făcut deplasarea cu lotul în stadiul din Italia și se pregătește separat la Piatra Neamț.